Îl avem alături de noi pe domnul Traian Popovici, de la Securitate Cibernetică, Expertware SRL. Bună ziua, mulțumim că ați acceptat interviul nostru. Sunt onorat, mulțumesc. Și eu sunt onorată, pentru că recunosc că e un domeniu de mare curiozitate pentru toată lumea. Auzim frecvent la știri, în mass media, atacuri cibernetice. E, cu ce ne ajutați dumneavoastră să nu ajungem la acele atacuri cibernetice? O să vin cu un caz concret care s-a întâmplat acum o lună și jumătate. Presa a vuit la momentul respectiv de atacul asupra spitalelor din România, unde 22 de spitale au fost afectate. Practic, ce facem noi este să ajutăm organizațiile, instituțiile statului și private să evite astfel de incidente, în sensul că echipa noastră de analiști a fost implicată în cercetarea acelui atac din momentul în care a intrat în sistem până când a fost identificat și rezolvat. Așa. Deci, partea frumoasă este că în sistemul nostru de monitorizare aveam deja semnăturile acelui atac. Da. Deci, dacă acele spitale ar fi fost în sistem monitorizate, ar fi fost împiedicat acel atac. Deci dacă cei de la conducerile spitalelor și dacă cei în calitate de manageri ai acestor instituții, mă refer și la cele private, da, nu doar de stat, absolut, ar apela către aceste companii exact, da, de securitate cibernetică, aceste lucruri ar putea fi evitate, nu? Sigur că da. Acum, fiecare instituție probabil are personal angajat care se ocupe de aceste lucruri, însă nu e suficient să fie un om care să stea cu ochii în monitor acolo, dar care nu știe cum să înlăture și să remedieze acest atac. Nu? Care e, până la urmă, pentru că noastră lucrați într-o companie care se ocupă de securitatea cibernetică, care este activitatea unei astfel de companii? Practic, în momentul în care primiți un semnal că a avut loc un astfel de atac, ce se întâmplă concret, ca să înțelegem merge un pas noi? Înainte. Mă rog. Lucru de bază care trebuie făcut este monitorizarea. Dacă nu vezi, nu știi ce e în spate, nu știi ce se întâmplă. Deci, totul ar trebui să plece cu monitorizare continuă 24 de ore din 24, 7 din 7, 365-66 de zile pe an, da? Pentru ca cineva să vadă ce se întâmplă în afara rețelei tale, da? Și în cazul în care cineva pătrunde, să știe ce acțiuni să ia. Și aici pot fi diverse acțiuni. Fie se șterge fișierul infectat, în cel mai rău caz. Fie se pune într-o carantină pentru a fi studiat ulterior, ceea ce fac colegii mei analiști. Fie îmi pun o măsură de protecție suplimentară care ar putea bloca atacurile de tip 0, de care nu știe nimeni de ele încă. Da. Da. Da? Și care vor urma să fie studiate. După acești pași, vine rezolvarea răspunsului. Da? Deci, se remediază problema, se raportează, dacă e cazul, la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, da, și, practic, se publică rezolvarea acelei vulnerabilități. Da. Acum, pentru că există noutăți în toate domeniile, în domeniul acesta de atacuri cibernetice, care sunt noutățile? Cu ce atacă cu siguranță, mai nouă? Cu siguranță, în fiecare zi este un nou tip de atac. Ar fi imposibil să le enumăr pe toate, dar hackerii sunt tot mai inventivi, sunt ajutați de inteligența artificială și noi încercăm să ținem pasul sau să prevenim. Ați ridicat mingea la fileu pronunțând inteligența artificială. Va fi o luptă oare în viitor între noi oamenii și această inteligență artificială? Am putea deveni la un moment dat și dușmani? Nu sunt adeptul acestei teorii conspiraționiste. Nu. După mine, inteligența artificială e în slujba noastră, da? E să ne ajute. Dacă cineva vrea să o folosească cu scop malițios, ceea ce se întâmplă deja, da? Atacurile cibernetice sunt fabricate de roboți, de inteligență artificială,
atunci cu siguranță se va găsi cineva să împiedice sau să se opună. Dar v-ați gândit că poate la un moment dat va evolua atât de mult inteligența artificială încât nu veți reuși să vedeți firul roșu în cazul unei investigații? Mă bazez pe faptul că inteligența umană e un pic deasupra, adică creativitatea vine din zona umană. În zona artificială e o colecție de informații care sunt puse într-un algoritm, sunt puse cap la cap. Da, poate viteza poate fi mai mare la inteligența artificială, însă contracararea, creativitatea stă la oameni. Tot la om rămâne până la urmă. Bun, vă mulțumesc mult pentru interviu.